Nu mă judecați prea aspru. Cred că am un fetiș pentru monitoarele cât mai mari. Cam ăsta este setup-ul din camera de hotel. Aici este laptopul, iar acela este televizorul din camera de hotel, despre care am observat că este 4K în ultimele câteva minute. Am conectat laptopul la HDMI la televizor, pentru că am o mică problemă. Nu pot monta fluid în 4K pe laptop decât dacă leg la HDMI la un monitor extern. Nu știu de ce, o să mai verific. Adevărul este că ce am văzut în zilele care au trecut la CES 2019 m-a surprins și mi-a atras atenția în primul rând unul sau două modele de monitoare de la LG care sunt absolut imense și care pot fi folosite atât pentru productivitate cât și pentru gaming. Revenind la monitoare, Gigantus monitorul de imagine are numai puțin de 49 de inci ori 2, pentru că sunt două monitoare așezate unul peste celălalt. Fiecare dintre cele două monitoare, pe nume de cod 49WL95C, are rezoluție de 5120x1440 de pixeli. Este enorm, dar este justificat pentru un display cu un raport de 32:9. Cumulat, cele două monitoare au numai puțin de 5120x2880 de pixeli, aproape 15 milioane. Nu e extrem de mult, e aproape de 2 ori 4K și jumătate din 8K, dar totuși poți face aproape orice pe ele. Mă gândesc însă la ce fel de suport de gât voi avea nevoie după 2 zile după ce stau cu ochii în ele. Ideea este simplă, construim un monitor care să dețină o rezoluție și o suprafață echivalentă cu 4 monitoare QHD, adică 2560x1440 de pixeli ori 4. Și au reușit, dacă iei două astfel de monitoare. Mă gândesc deja că al meu QHD de acasă ar necesita un upgrade și apoi mi-aduc aminte că la studio am un 4K de 32 de inci și că mi-am propus să nu mai lucrez de acasă, atât cât se poate. Așadar, acest monitor este gândit pentru productivitate și îmi place că am inclus pe el senzor de luminozitate care reduce automat această valoare în funcție de lumina din cameră. De multe ori mă trezesc că lucrez cu display-ul la maximum când se face seară și nu știu de ce mă dor ochii după aceea. Pentru că are o rezoluție atipică, are nevoie și de o conectivitate diferită, mai exact USB-C. Două porturi, chiar pentru a putea conecta cele două monitoare între ele, mai ușor și mai elegant. În plus, cu Dual Controller, softul de la LG, poți configura semnalul pe două monitoare simultane de la un computer sau chiar de la două în același timp. Da, poți avea imagine de la două laptopuri în același timp pe un singur monitor. Vrei să știi un preț? Din păcate nu am. Însă pregătește cel puțin 1000 de euro pentru el. Preconizez că pe acolo se învârte cheltuiala. Dacă te interesează totuși un alt segment, și anume cel al gamingului, avem și pentru tine un model din seria Ultra Gear 38L950G, monitor de 38 de inci cu 144 Hz cu Nvidia G-Sync, curbat și cu lumina ambientală, similar cu Philips Ambiglow, doar că puțin mai deștept. Monitorul are o rezoluție de 3840x1600 de pixeli, asta din cauza formatului. Atenție! Vei avea nevoie de o placă grafică destul de serioasă ca să-l folosești în jocuri la rezoluția optimă. Din punct de vedere contrast și luminozitate, se prezintă mult mai bine decât mă așteptam. Are un gamut de 98% DCI pe 3, destul de rar întâlnit pe un monitor de gaming, care îl face bun și pentru productivitate, cât și pentru alte activități profesionale. Mă fascinează sistemul de iluminare de pe spate. Sunt curios însă la ce alte scenarii mai poate fi folosit. Văd că merge chiar și la video, cât și la gaming și se adaptează destul de bine la culorile afișate pe ecran. Să își fi găsit Philips un concurent serios pe acest segment? Eu cred că da. Vedem noi mai multe când vor ajunge și aceste modele la noi la test. Trebuia să spun că există și monitoare profesionale din seria Ultra Fine, cu o redoare și mai bună a culorilor și o precizie și mai ridicată a display-ului. Nu mă ating însă de acest segment, pentru că ce avem noi pe masă la studio își face treaba destul de bine. Dar totuși, cum ar fi? Cam atât despre fetișul meu cu monitoare. Acestea sunt cele mai noi modele lansate de LG la CES 2019. Urmăriți-ne în continuare pe Facebook și pe Instagram, iar dacă ți-a plăcut acest clip, dă-i un like, dă-i un share pentru prietenii tăi și turtește clopoțelul de notificări ca să te ținem la curent cu cele mai noi videouri.